La 2 luni de la căderea guvernului, încă avem parte de negocieri. În ultimile zile am observat cum s-a adâncit criza din cauza deschiderii PNL-ului pentru a negocia posibilitatea formării unui nou guvern cu PSD-ul. Acest lucru a înfuriat foarte mult pe cei de la USR, care au început o campanie puternică online, bazată pe semi-adevăruri. În sensul în care au decretat de la sine putere că PSD și PNL vor face un nou guvern. Am vorbit cu liderii PNL din Sibiu și mi-au confirmat că nu este vorba despre așa ceva. Din contră, ei au decis să negocieze atât cu USR cât și cu PSD. Iar timp de 2 săptămâni, cât au dat termen echipei de negocieri la nivel central, să poarte aceste discuții. După 2 săptămâni vor decide, vor face un guvern PNL-UDMR-USR sau un guvern PNL-UDMR-PSD. Dar mai există și opțiunea unui larg guvern național, să spunem așa, PNL-PSD-USR-UDMR, bineînțeles dacă vor vrea și partidele implicate. Trăim încă o perioadă de criză politică profundă la nivelul României. Și toată această lungire a negocierilor, cu toate aceste căderi de guvern sau nevotări în Parlament a unui nou guvern, fac să treneze și economia, pentru că foarte multe hotărâri de guvern nu pot fi date în această perioadă, care ar ajuta atât administrația publică locală, cât și sectorul privat. Toată această criză politică trebuie să înceteze cât mai repede. Din păcate, orgoliile de o parte și de alta ale partidelor mari implicate nu lasă loc unei soluții. Să sperăm că cei de la USR vor reveni în barca coaliției de dreapta și o vor reforma, dar dacă nu se va întâmpla acest lucru, orice guvern se va forma la 1 decembrie sau în preajma acestei date, va fi binevenit pentru a rezolva măcar temporar criza politică.